Bun găsit la Gândul News, sunt Oana Zvobăr, iată care sunt cele mai importante informații. Record nedorit în România, valul 4 al pandemiei a adus cele mai multe cazuri de infectare cu coronavirus. 11.049 în ultimele 24 de ore. A fost astfel depășit recordul stabilit pe 17 noiembrie anul trecut, când au fost raportate 10.269 de infectări într-o singură zi. Autoritățile au anunțat 208 decese, 99 de bărbați și 109 femei. În spitale sunt internate 11.431 de persoane infectate cu coronavirus, dintre care 1.267 se află la ATI. Cele mai multe decese de la începutul pandemiei au fost raportate pe 27 iunie, 294. De astăzi a început vaccinarea cu a treia doză. Prezentarea la centrele de vaccinare pentru doza a treia se face fie direct cu cartea de identitate, fie prin programare în Platforma Națională de Programare. Până astăzi, la ora 12, au fost programate în platformă peste 25.774 de persoane pentru doza de rapel. Curtea Constituțională a României a admis cu unanimitate de voturi sesizarea premierului Florin Câțu cu privire la existența unui conflict juridic între Parlament și Guvern. Executivul a acuzat că nu au fost respectate procedurile în privința semnăturilor și a înștiințării executivului în ziua depunerii documentului în Parlament. Însă, moțiunea de cenzură USR Plus Aur merge mai departe. Este decizia judecătorilor CCR care le-a dat dreptate președinților celor două camere, Ludovic Orban și Ancăi Dragu, și susțin că moțiunea trebuie dezbătută și supusă votului. PSD a depus propria moțiune de cenzură intitulată Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor, jos guvernul Câțu. Moțiunea socialdemocraților a fost semnată de 157 de parlamentari din partidul cel mai bine reprezentat în legislativ. Invit pe colegii mei de parlament, de la formațiunea USR Plus și AUR, să vină să voteze această moțiune și propunem astăzi la biroul permanent reunit un calendar strâns, respectiv joi citirea moțiunii Partidului Social Democrat și luni votul ca guvernul Câțu să plece cât mai repede. Nu mai are rost să intrăm în decizii și să ne ascundem după o moțiune de cenzură din punctul nostru de vedere și mai ales al Curții Constituționale neconstituțională. Adrian Oroș a anunțat demisia din funcția de ministru al agriculturii. Acesta a precizat că pentru premierul Florin Câțu, agricultura și industria alimentară nu au fost niciodată priorități. El a mulțumit tuturor celor cu care a colaborat pe pagina sa de Facebook. Adrian Oroș a fost singurul ministru din actualul executiv care a participat în calitate de susținător la lansarea candidaturii lui Ludovic Orban pentru șefia Partidului Național Liberal. Localnicii s-au revoltat în Bran, asta după ce autoritățile sunt aproape să decidă ca în centrul localității să fie amplasat un supermarket. Pe de o parte, micii producători spun că un astfel de supermarket înseamnă distrugerea tradițiilor din zonă, strică imaginea comunei și va duce la desființarea multor locuri de muncă și va îngreuna suplimentar circulația din localitate. Pe de cealaltă parte, consilierii locali care susțin proiectul spun că majoritatea oamenilor din Bran vor acest supermarket. Răzvan Pârșol, fost secretar de stat responsabil în turism, spune că această construcție nu ar trebui să strice peisajul și cel mai bine ar fi să se construiască într-o zonă mai ușor accesibilă, potrivit gândul.ro. Decizia finală va fi luată în ședința din 30 septembrie a Consiliului Local Bran. Știrile continuă pe site-ul nostru gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Ne puteți urmări și pe Instagram. Numai bine!